Paralelă cu a de dedesubt, MB, paralelă cu AD, spunem că AB secantă, nu? AB secantă, rezultă atunci, două parale de AD secantă, rezultă că unghiul A1, Rezultă că unghiul A1 da, congruent cu unghiul A2, nu, B1. B1. Așa. Și în paranteză spui că sunt alterne interne, nu? Alătă interne. Adică motivăm de ce. Da, dar am scris că A2 bisect. O să motivăm imediat. Da. Pe de altă parte, luăm acum aceeași drepte paralele, MB paralelă cu AD. MB. Dedesubt 5 secante acum. Acum. AC secantă. Rezultă din cele două că Că unghiul A2, A2, așa am zis noi, ne ducem deodată, ca fiind a corespunzător. doi cu m doi. Așa, unghiul A2 congruent cu M2, da? Congruent cu M2, ca fiind unghiuri, în paranteză. Corespondente. Așa, unghiuri corespondente. Și mai adăugăm dedesubt a treia relație că AD bisectoare, acum așa, AD bisectoare, rezultă că Rezultă că A1, congruent cu unghiul A1 A2. cu A2. Și din astea De trei, rezultă din cele trei, sigur că da. Rezultă că unghiul A1 e congruent cu unghiul A2, congruent cu unghiul ăsta. Nu te duci la acela cu M2, ca acela, din relațiile astea, că M2 și congruent cu B1. Și ăsta nu? Dar ăsta nici nu l-am folosit. Tu Da. ai rămas tu acolo, dar am zis, ne ducem deodată pe corespondente. Nu mai era cazul de alterne interne, Da. ăsta cu ăsta, la vârf. Da. A2-ul cu cine? Cu M2, da? Da. Deodată corespondente. Și acum sublinez pe astea ultimele două și astea două te conduc spre dacă M2 e cât B1, Din M2, asta rezultă că triunghiul, ABM da, triunghiul, da, isoscel. cel, și dacă e Și isoscel rezultă. rezultă că AM egal cu AB. Așa. Bun, și sublinează pe aceea că ai ajuns la un rezultat. Bun. Pe de altă parte, cum MB în triunghiul ADBC, ne întoarcem în triunghiul Adică. ADC, MB paralelă cu AD, dedesubt trebuie să spun MD paralelă cu AB și conform teoremei lui Thales, rezultă conform TH Thales, ce? Că poți să spui AM supra AC, tu vorbești, AM supra AC egal cu Egal cu BD D, supra DK. egal cu BD supra DC. Și cum ai rezultatul că AM egal de sub, pui AM egal cu din cele două, adică înlocuiești și apare BD supra DK. da, egal Egal cu cu AB că l-au pe amă. DK. Da. Și cu asta, gata, rezultatul teoremei mai demonstrat. Ei, am vrut să insist pe redactare. Știi ce? Este esențial că de atâtea ori am spus. Tu comunici cu rezolvitorul, cu corectorul, prin redactare. Când faci o redactare de asta oglindă, adică, de fiecare dată trebuie să spui ipoteză, concluzie. Aici ce am spus. Un punct exterior, asta era enunțul, demonstrația. Printr-un punct exterior se duce o singură paralelă la cea dreaptă. Asta am spus eu aici. B este exterior dreptei AD, există o unică dreaptă a mei care e paralelă cu dreapta dată. Și dreapta s-a intersectat pe AC într-un punct, am notat noi cu M, nu?
Și atunci a apărut ce? A apărut triunghiul AMB. În triunghiul AMB se întâmplă fiind asta bisecantă, unghiurile acelea paralele, secantă. Deci noi spunem paralela și secantă. Apare unghiul este congruent ca fiind alterne interne. Paralele, secantă, corespondente. Adbisectoare, unghiuri și congruente. Toate trei, egalitatea lor. Egalitatea lor din triunghi a însemnat ce? Triunghi isoscel. Triunghi isoscel înseamnă laturile egale. Asta înseamnă că în triunghiul acela, ia, nu, mai departe, poți să scrii teoremul Thales în triunghiul MAC, MDC, paralela adusă, și iată cum teorema ta scrisă și cum ai că am cât AB, ai înlocuit și totul este perfect. Cel care corectează când vede așa ceva, nu stă pe când, deci dă notă maximă. De ce? Că tu ai totul argumentat. Tu nu ai o relație în plus, nici în minus. Totul trebuie să fie argumentat la maxim. Așadar, dragilor, în clipa în care vă apucați de redactat, trebuie ținut cont de așa ceva făcut, perfectă redactarea. Degeaba ai tu rezolvarea în minte dacă nu-i pus-o pe caiet. Nu are nicio valoare. Și acum, să mergem mai departe. Vezi, eu m-am ocupat de o chestiune. Dintre toate acestea, m-am dus la teorema bisectoare și am și demonstrat-o, că avea probleme de sinistătate, că probleme de geometrie. Da? Acum ți-a rămas în minte că ai și muncit. Ce ți-a rămas în minte? Că bisectoarea într-un triunghi, deci bisectoarea dusă într-un triunghi, împarte latura opusă în segmente, în două segmente, proporționale cu laturile care formează unghiul. Este esențial așa chestia asta. Așa că văd că vrea bateria să mi se termine și mă duc repede să-mi pun în priză ca să putem continua. Noi, la matematică, repet, nu avem decât starea de bine când lucrurile ne ies. Când lucrurile nu merg, este o chestiune tristă. Și tu mi-ai spus adineauri așa, că, din păcate, chestia asta cu asemănarea nu ai înțeles-o deloc. Știi de ce? Fiindcă nu ai pus mâna să faci lucrurile acestea care le faci noi acum, adică făcute cu multă migală, de jos în sus și având grijă să înțelegi din manual. Dacă vrei să citești ca pe o poveste chestiunea în sine, adică să citești fără să te întrebi înțeleg sau nu înțeleg, și încerci. Marea greșeală a tuturor elevilor este aceasta, că încearcă să rețină mecanic. Bisectoarea împarte latura opusă în segmente, dar fără să înțelegi esența, împarte latura opusă în două bucățele, nu sunt egale. Când sunt egale? Abia când triunghi social. Da. Ele vor fi inegale. Funcții de cum sunt laturile unghiului. Proporționale cu laturile unghiului. Adică dacă asta e latura e mai mică și bucățica de lângă ea e mai mică, da? Asta trebuie să înțelegem. Deci BD supra AC egal cu AB supra AC. Bine, dar poate să fie și un triunghi în care bisectoarea să fie dusă în afară. Și atunci bisectoarea unghiului exterior, să zicem. Da. Tot așa, în parte latura opusă în segmente proporționale cu latura care formează unghiul. Adică să apare aici EB supra BC egal cu AB supra AC. Tot așa segmentele. Deci segmentele acum care sunt EB și EC. EB. Da, AE e bisectoarea. Și AE este bisectoarea, da. Da. Și împarte latura opusă, adică la care era BC-ul, în două segmente. E vorba de segmentul BC și EC. Nu? Ah, EC. Da, da. Astea sunt cele două segmente. Deci BC și EC. Că nu mai tai în interior. Da. O tai în exterior. Și atunci apare, cum a fost aici DB supra DC, adică stânga-dreapta, aici zicem EB, că ne raportăm la punctele, vârfurile triunghiului. Aici se spuneam BD supra DB supra DC. Acum vă spunem E, că punctul D este eu acum. EB supra EC. EB supra EC.
EB supra EC egal cu AB supra AC. Da? EB e mai mică față de EC. Da. Egal cu AB supra AC. Deci vezi? Așa e teorema bisectoare în cazul în care zic bisectoarea unghiului exterior. N-am mai dus pe interior, așa, și am dus-o bisectoarea unghiului exterior. Asta și așa bisectoarea exterior. Mai este teorema și asta, împărțirea unui segment în părți proporționale. Ei, iarăși. Știu că am făcut și noi chestia asta pe caiet, dar nu ne-a explicat prea mult atunci, doamnă. Hai să citim. Uite, vezi, eu de aceea spun, vreau să poți să înțelegi că tu ai o șansă imensă și toți prietenii tăi au o șansă în clipa asta, pentru că eu nu vreau să vedeți lucrurile așa, că neapărat profesorul la clasă are sau nu are timp să explice, dar voi trebuie să înțelegeți, să faceți voi la creion toate chestia. Ia să vedem ce spune acolo, citește tu. De exemplu, pentru a împărți un segment AB în părți proporționale cu numerele 2, 3 și 5, da, procedăm astfel. Considerăm semidreapta AX și cu ajutorul compasului construim 10 segmente congruente, 2 plus 3 plus 5 egal cu 10, fie AA2 egal cu 2 unități, A2A5 egal cu 3 unități, A5 A10 egal cu 5 unități. Unim A10 cu B și apoi ducem A5 în paralel cu A10B și A2 în paralel cu A10B. Cu ajutorul teoremei paralelelor neechidistante obținem AM supra 2 egal cu MN supra 3 egal cu NB supra 5. Vrei să spui ceva? Da, sunt sincer. Eu n-am înțeles nimic. Ce ai înțeles tu, explică-mi încă o dată. Tot nimic la prima citire. Ei, atunci facem așa. Citim foarte rar pe bucățele ca să înțelegem ce citim. Că dacă nu... De exemplu, pentru a împărți un segment AB, ăsta e. Așa tot. În părți proporționale cu numerele 2, 3 și 5, adică aici ar veni 2, 3 și 5. Așa, bun. Deci pentru a împărți un segment. Așa. Procedăm astfel. Considerăm semidreapta AX, asta. Nu contează cât de oblic este. Da. Și cu ajutorul compasului construim 10 segmente congruente. Adică astea. Cum s-ar construi compasul? Păi am pune compasul aici, acu compasului. Deci acolo și luăm de deschizătură. Da. N-are importanță, și mai mare, mai mică. Punem din loc în loc. Sigur că da. Asta e cu compasul. Și după aia spune fie A, A2. Adică da, de ce 10? De ce o zis el 10? O adunat... Așa, numerele 2, 3 și 5. Numerele 2, 3 și 5, da. Da? Dacă ar fi fost alte numere, le aduna pe toate și spunea în felul acela... E clar, au făcut suma segmentelor respective, da? Bun. Și acum. E AA2, adică partea asta. Da. Egală cu două unități, adică ar veni AA1 e o unitate. Bun. Altfel, dacă noi am merge pe teorema aceea cu segmente echidistante, am duce paralele, am duce ce? Prin A1, A2, A3, A4, A5, niște paralele. Așa. Da. Da? Paralele ducem și ce sunt în ele? Sunt echidistante. Da. Ce spune teorema aceea a paralelelor echidistante? Dacă duci printr-o secantă nu, sau o secantă pe niște drepte paralele echidistante, împarte și pe o alta tot în segmente echidistante. Adică în segmente egale mai precis. Adică A, A1 egal cu A1, A2 egal cu A2, A3 și așa mai departe. Deci asta e foarte important. Deci noi acum ca să ne prindem de problemă, că nu, în momentul în care ne apucăm și nu înțelegem, e păcat. Deci, Ioana, zicem așa, noi am avut o teoremă care ne spunea că dacă am împărțit în segmente echidistante, cum este în cazul de față, A1, A1, A2, A2, A3 și mai departe echidistante, și ducem prin niște paralele așa,
Deci duce niște paralele prin asta. Pe dreapta asta AB se formează alte... Tot segmente, da. B1, B2, B cum erau acolo, da. Tot echidistante, că segmentele astea, dacă sunt astea de aceeași mărime, și o altă secantă, tot aceeași chestii. Da. Și autorul a luat niște drepte din mulțimea tuturor celor 10 drepte, a luat la două, apoi la încă 3 segmente, vezi, ca să-l obțină pe 3. Altfel, noi dacă am fi dus paralele așa, veneam 1, 2, 3. Iarăși, de aici până din coace, 5 aici și 5 au obținut aici. Și în felul ăsta am împărțit segmentul AB în AM, MN și NB de 2, de 2 unități, de 3 unități, de 5 unități. Cât a avut el să ia în compas unitate aici. Nu? Că a fost influențată. Da. Cât a vrut să ia ca unitate. De aceea am împărțit în practic în segmente proporționale cu numele 2, 3 și 5. Asta e 2, fiindcă zicem noi că am luat unitatea în felul ăsta. Dar da. Poți fi mai mare și mărește. Da, și acum a făcut o unitate A10 cu B, pentru că aici sunt 5 unități. Da. Și aici 3 unități și aici 2. Corect. Și a zis, am supra 2, egal cu mână supra 3, da. Și NB supra 5. Exact. Deci, vezi, asta înseamnă să încercăm să vă învățăm după manual. Deci, eu insist foarte tare ca să înțelegeți și voi că aveți șansa asta să fie lucrurile corecte. Dacă citiți cu atenție. Ai văzut la prima citire? Nu avem nicio treabă. Da. Ce s-a ascuns acolo prin tehnica asta de lucru la... S-a ascuns teorema de mai înainte cu segmente, nu, paralele distante, determină pe secante oricare segmente egale. Asta vreau să spun, nu? Așa, mai departe. Triunghiuri asemenea.